so. Bună seara și bine v-am găsit! Noi suntem trupa Soul Serenade și este o mare plăcere să ne aflăm la festivalul DADA. Alături de mine este Coduța Andrei la mandolină. Adelina Chivu, voce, cazu și ukulele bas. Și Andrei Rătăru, chitară, muzicuță, tamburină și voce. Ne bucurăm că ne aflăm aici și avem ocazia de a închide această ediție, DADA Festival. Să-i mulțumim mai ales Alinei și domnului Viorel pentru invitație și sperăm că veți bucura de acest mic final cu iz de anii 20 pe care o să vi-l oferim. Prima piesă s-a numit When You're Smiling și cea de-a doua piesă este un standard de jazz care se cheamă I Can Give You Anything But Love. Mulțumim! the blues. She's almost a title like that. Următoarea noastră piesă este o piesă din anii 30 care se numește Why Don't You Do Right și Adelina nu va cânta la ei ukulele bas. You let urmează piesa care voi ține în facultate, o piesă scrisă în 1924, care se numește Shake It and Break It și aparține lui Charlie Patton. It's Dumnezeu. O să continuăm o piesă la care noi ținem foarte mult. De curând am început să o cântăm și este o piesă de Hill Country Blues, care este o formă foarte obscură de blues, un gen, de fapt, subgen. Și Adam va cânta din nou la ukulele bas. Este o piesă de R.L. Burnside. Dacă n-ați auzit de el, căutați-l acasă. Piesa se numește Long Haired Donnie. Mulțumim! Care se cheamă Pastures of Plenty. Thank you, Barbara. Nu suntem obișnuiți cu un public atât de disciplinat și atât de liniștit. Adică sunteți publicul ideal, doar că mă lăsați și pe mine mută. Pentru că mă simt așa cum mai comod. Mă simt foarte comod. Vorbiți un pic între piese. Tușiți, tușiți, ca la Da, de fapt, chiar puteți să aplaudați cât se acordă. Adică, constant, cât trebuie să. Păi, în cazul în care n-ați observat că e destul spațiu aici în față, vă spun eu că e destul spațiu aici în față, cât să veniți să dansați, pentru că se poate. Și trebuie neapărat, pentru că următoarea piesă se numește Chinese Jam. Și este vorba despre amanți mici de înălțime. Enjoy! It's coming. The time is now. Următoarea piesă se numește Bob McKinney și vorbește despre un tip care s-a supărat pe un alt tip că și-a făcut de cap cu nevasta lui și acum vrea să-i împuște în cap. Un mesaj pentru toată lumea. Continuăm cu o piesă foarte veche de blues, scrisă la pian de un om pe numele de Jelly Roll Morton. Piesa se numește Hesitation Blues. Următoarea piesă se numește Walking Wolves. Ela me instrumentou. Não tem a casa. Următoarea piesă se numește After You're Gone și este o piesă de blues. Trecem peste acest impediment. What does it Din păcate am ajuns și la ultima noastră piesă. Vreau să vă mulțumim tare mult pentru cum ne-ați primit, pentru prima oară la Măinești și prima oară la Festival DADA. Noi am fost Soul Serenade și din nou mulțumim și felicităm întreaga inițiativă. Alina, domnul Viorel. Noi am fost Coduța, Andrei la mandolină, Adelina la voce, Alexandrei. Și ultima noastră piesă se numește St. Louis Blues. Mulțumim! Feeling till I'm creeping, I got me. Esperanța de recunoaște de mulțumim. O piesă sau două? Trebuie să spuneți. Două? Da, da. Ok. Una o să fie dedicată lui Vali. Toată lumea așteptă Vali să-l gândească. Însă prima piesă nu este dedicată lui Vali, se numește Lovesick Blues. And like your, what is it called? Flower. Your thingy. Music is everything. Următoarea piesă este o piesă de la Howling Wolf, dacă ați auzit de Howling Wolf, și se numește Smokestack Lightning. Asta e pentru domnul din primul rând. Pe numele asta a venit aici. Vă mulțumim frumos! Mulțumim, felicitări festivalului, pe la